Dezastru în Italia după ce a plouat cu grindină de mărimea unei mingi de tenis. Fenomenul a lăsat în urmă sute de mașini avariate, dar a provocat și victime. De asemenea, mai multe locuințe au fost distruse, totul în timp ce autoritățile din Sardinia încearcă de câteva zile să stingă incendiile masive de vegetație. Așa a arătat luni nordul Italiei, unde a căzut grindină de mărimea unei mingi de tenis. Furtuna violentă a făcut dezastre și le-a pus probleme mari șoferilor care au circulat pe autostradă care face legătura între nordul și sudul Italiei. Pe autostrada A1 între Parma și Fiorenzura s-au înregistrat mai multe accidente rutiere pentru că șoferii nu au văzut nimic prin parbrizele distruse de grindină. De asemenea, traficul a fost blocat pe o distanță de 50 de kilometri din autostradă în urma intemperiilor. Mai mulți oameni au fost răniți de bucățile uriașe de gheață și de cioburile parbrizelor sparte, dar nicio persoană nu se află în pericol în acest moment. Unele case au fost distruse în mai multe localități, iar acoperișurile construcțiilor au fost luate de vânt. În timp ce nordul Italiei a fost lovit de furtună, Sardinia încă se confruntă cu incendii de vegetație. Cel puțin 900 de oameni au fost evacuați din locuințe, dar Italia a cerut ajutor european pentru a putea face față flăcărilor.